Descoperire macabră într-un bloc din apropierea Cetului. Un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost găsit mort în propria locuință. Alarma se pare că a fost dată chiar de mirosul care începuse să emane din locuința acestuia, fapt ce a determinat pe vecini să anunțe autoritățile. Încă de la intrarea pe scara blocului, mirosul care era adus de vânt din apartamentul bărbatului găsit mort nu te lăsa să respiri. La fața locului au intervenit prima dată pompierii care au fost nevoiți să spargă ușa. Ulterior au ajuns și criminaliștii care se pare că au avut o misiune destul de grea, având în vedere că trupul decedatului începuse să se descompună, lăsând în urmă o imagine și un miros greu de văzut și de suportat. Prietenul acestuia spune că a încercat să-l contacteze telefonic încă de miercuri, însă bărbatul nu a fost de găsit. Nici nu știu cum să mă reculec, că eu am făcut sesizarea, l-am sunat de miercuri, nu mi-a răspuns la telefon, m-am dus și la serviciu, m-am interesat de el și nici colegii de acolo nu știau ce s-a întâmplat cu el. După aceea m-am dus la spital să văd dacă e luat în evidențele de la spital. Și după aceea am sesizat poliția. Omul locuia singur de mai mult timp și nu avea prea multe cunoștințe. Singurul copil, un băiat, plecase de mai mult timp în Irlanda. Din unele surse se pare că bărbatul muncea la o firmă din municipiul Giurgiu care avea ca obiect de activitate exploatarea nisipului. Avea probleme cu inima, iar patronul pentru care muncea nu îl mai plătise de mai bine de câteva luni, iar lipsurile financiare nu i-au mai permis acestuia să-și țină boala sub control. Cadavrul a fost preluat de o mașină care aparține unei firme de pompe funebre, fiind transportat la morga spitalului județean Giurgiu pentru efectuarea necropsiei care să stabilească exact cauza decesului.